Bună, astăzi ne continuăm plimbarea prin New York, dar de data asta vreau să ne focusăm puțin pe cheltuieli și să vedem cam cât costă o zi aici ca turist, cam cât îți trebuie să ai în buzunar ca să te poți bucura de New York la maxim. Bineînțeles că vom avea și suveniruri și mâncare, mergem și la supermarket. Este acum ora prânzului, dar noi am mâncat de dimineața acasă. Ne-am făcut oarecum un program și în fiecare dimineață, înainte de a pleca de acasă, mâncăm și ne bem cafeaua și apoi mergem și luăm un brunch undeva pe la ora 2 și mâncăm mai consistent de seară. Vedeți, suntem cu programul și în seara asta vreau să mergem și la supermarket ca să mai am una alta pentru mâine dimineață. Luăm un iaurt, luăm natto, că am găsit și natto, și ne uităm și la prețurile de aici. Imediat o să traversăm și o să mergem la magazinul de acolo, Gifts and Luggage, pentru că vreau să iau magneți. Dar înainte de toate, hai să intrăm puțin până la Sephora, pentru că e un produs din America pe care nu l-am găsit în Europa, nu l-am găsit în România cel puțin, pentru că era sold out și n-am mai revenit în stoc, am tot stat cu ochii pe el. Dar trebuie să-l găsesc, că nu mai știu exact cum se numește, dar îl recunosc dacă îl văd. Trebuie să... A, uite la acolo! Gata, l-am și găsit. Ăsta, wow! E un produs lansat de hairstylistul lui Kim Kardashian. Ăsta e. Dar ăsta e pentru curly hair. N-am nevoie pentru curly hair. Și îmi place că aici au toată gama. Și prețurile cred că sunt ușor mai mici decât în România. Și masca asta sună bine. Pentru super glossy, expensive looking hair. $45. O să-mi iau produsul ăsta pentru păr. Intră la cheltuieli extra, dar stau cu ochii pe el de prea mult timp. Stai să mă dau așa ca să-l vedeți mai bine și mă vedeți și pe mine. Ce tare, aici poți să cumperi Dyson-ul direct din magazinele Sephora. $56.67, o cheltuială cumva extra pentru sufletul meu. Bine că sunt niște produse după care tânjesc de foarte mult timp și pe care chiar îmi doream să le încerc. Și acum hai să cumpărăm magneți. Astăzi suntem turiste, în adevăratul sens al cuvântului. Uite, Ify, putem să ne luăm o pijamă cu I Love New York. Îmi place hoodie-ul ăsta cu NYPD. Pentru Mira. Hai să intrăm. A, uite, o statuie a libertății. Ce-mi place asta cu capul mare. Ăulă, și se mișcă. Ce haioasă e, dar cât costă? $24. E destul de grea. Nu e funny? Și asta? Depus pe birou, frumos. De foarte grea. $14. M-am activat. Breloc. Știți că am nevoie de sticăre pentru geamantan. Vederi, $1 bucata, îl iau lui Taiga pe Trump, mai bine pe Obama. Aha, și avem și varianta asta mare. Îmi place cea de aici, $100, 99,99. Și am găsit și magneți. Trebuie să iau un magnet pentru Mira, că știți că ea colecționează magneți. Este $7. Asta e haios cu taxi. Am găsit stickere. $8. Asta cu I Love New York parcă e prea mult. Mă gândesc care o să arate mai bine pe geamantanul nostru. Asta odată îmi place, New York. Și ăsta e drăguț. Care vă place mai mult, cel de aici? Sau ăsta cu albastru? Cred că îmi place mai mult ăsta simplu. Sau așa cu un hot dog, scrie mare, New York. Cred că o să iau așa și setul ăsta, cu un pic din toate. Astea sunt mai micuțe și putem să le mai punem pe lateralul geamantanului. Sau poate ăsta. E mai bine să le iau pe astea două, unul colorat și unul simplu. Cu taxi, cu New York, cu Statuia Libertății. Dar o să iau Mirei unul cu Statuia Libertății, nu?
că pare mai New York, așa, nu cred că e interesată de taxiuri, dar de Statuia Libertății știe. Și un creion e $4. Mi se pare destul de mari prețurile. Și avem globulețe. Știți că noi vrem să facem un brad al călătoriilor noastre. O avem așa pe Statuia Libertății, cu căciulă de Crăciun, la, ca să vedem cât e, $11. Sau mai avem așa, dar asta e o variantă simplă și clasică, cu Moș Crăciun, la tot așa $12. Sau avem un glob transparent cu toate clădirile mai importante din New York. Și ăsta e frumos, la $21. Eu nu le-am văzut pe cele de aici. Avem globulețe, tot așa din sticlă, dar varianta mai mică. O să iau unul așa, că sunt cele mai frumoase. $12. Adevărul e că ăsta îmi place cel mai mult, dar mie că n-ajung cu el întreg. Și gata, am ieșit, am cheltuit $38 pe suveniruri, mai am de luat magneți, pentru că aici ați văzut, magneții erau la $7 bucata și fi mi-a zis că știe ea un loc de unde pot cumpăra 3 magneți la $10. Am intrat într-un alt magazin pentru magneți și am găsit 3 la $15. O să iau și eu 3. Iau odată Statuia Libertății, odată așa cu New York și care să mai fie al treilea. O să le împart când ajung acasă. Vreau să iau unul și pentru Room 551. Ăsta oare? Sau și ăsta-i drăguț? Gata, am luat și magneți, am terminat cu suvenirurile pe tura asta. Am cheltuit aici $15 și acum mergem înspre Central Park, ne plimbăm, mai facem poze, ne bucurăm de oraș. Sunt foarte multe magazine cu suveniruri în zona Times Square și prețurile diferă de la un magazin la altul. La modul că ați văzut, acum am luat 3 magneți cu $15 și în partea cealaltă era cam $7 bucata. E bine să dai o tură, să intri în toate magazinele, să-ți faci o părere și apoi să cumperi. Bine, asta dacă vrei să economisești niște bani. Și aici alt magazin cu suveniruri. Chiar sunt multe. Și încă un lucru, produsele sunt destul de diferite de la un magazin la altul. Sunt și unele care sunt la fel, dar sunt și unele care sunt diferite. Ăsta pare un magazin mai mare. Dar nu mai intrăm, că am zis că am terminat. Ne continuăm drumul. Hai să ne luăm ceva cald de la Starbucks. Un croissant este $3.95 și un pan au chocolat e $4.25, banana bread $4.45 și un sandwich care e destul de mic e $6.25. $4.95 pentru un tot latte. Am venit să ne luăm un hot dog de la Nathan's pentru că avem un hot dog New Yorkese. Este o rețetă tradițională care a apărut în anul 1916 și Nathan era un tip tânăr care și-a făcut ca o afacere și a început să vândă hot dog pe o insulă care aparține de New York. Oamenii merg de obicei acolo vara pentru că ai mare, ai plajă. Noi nu o să ajungem tura asta, dar data viitoare când o să vin cu Taiga, poate dăm o fugă și acolo. Și ați văzut că vă arătam zilele trecute că sunt arabe cu hot dogi peste tot. Nu prea avem mâncăruri tradiționale new-yorkeze, dar putem spune că acești hot dogi pot intra în categoria asta. Un hot dog e $5 și dacă vrem și cu cartofi prăjiți, ca un mini meniu, costă $10. Uite și acolo,
chili cheese fries, cât de bine arată. Tu vrei să-ți iei și cartofi prăjiți? Eu cred că o să-mi iau chili cheese dog. Dar și chili dog arată bine. Nu, mi-au un chili cheese dog, combo meal, să fie, care costă, da, dar nu văd cât costă. 6 e? Ok, $6. Ne așezăm aici pentru a ne bucura de gustarea noastră. Ifi și-a luat 2 hot dogi. Eu mi-am luat unul singur, dar mi-am luat și cartofi prăjiți, că arătau prea bine ca să nu-i încerc. Poftă bună! Am fost până acasă, am lăsat tot ce am cumpărat, ne-am și schimbat că s-a lăsat rece și acum mergem să mâncăm de seară. Mă duce Ifi la un food court asiatic. Dacă ieri am fost și am mâncat la restaurant, astăzi am zis să schimbăm un pic și adevărul e că am chef de mâncare asiatică, dar nu știu ce aș mânca, ceva corean, ceva japonez, sunt acolo între. Tu ce o să-ți iei? Ramen? Că tu ziceai că ești pornită pe ramen. Ramen sau... handmade noodles. Ah, ok. Ah, ok, dacă tu ești cu mielul. Eu nu vreau cu miel, nu pot să mănânc miel. Și după asta mergem la supermarket, nu? Să cumpărăm una alta. Vreau să ajung să văd și eu cum e la Target. Că am văzut atât de multe vloguri cu și despre Target și vreau să intru și eu într-un Target. Să vă zic că am venit. Neimaginat, este ceva unic. Nu mai râde de mine, deci Ifi tot timpul râde de mine. Zic, oh, eu trebuie să merg la Target și astăzi m-am entuziasmat că am văzut o mașină de înghețată, de aia care cântă. Și eram așa super fericită. Și acum să vă spun de prețuri, că ieri am mâncat la restaurant și am dat cam $30 pe o masă destul de consistentă și putem compara cu cât o să dau astăzi la food court. Teriyaki e japonez și costă $10? A, $13 o porție, asta să ne apropiem ca să vedeți, că voi nu vedeți mare lucru. Avem așa, pui teriyaki cu orez, cu un pic de salată, $9. Azi, prețuri foarte bune. E un food court destul de mare. Hai să dăm o tură și să ne uităm la fiecare în parte. Anbao, $13 o porție. Anbao parcă mă atrage. Aici e un fel de împinge tava. Poți să le și vezi și ți alegi. Nu înțeleg nimic din meniul ăsta, dar măcar înțelegem prețurile și vedem că cel mai scump produs este $12.50 și cel mai ieftin este $3.50. În partea asta avem cu pui prăjit, pui picant prăjit, e un fel de KFC varianta asiatică. Ramen și udon, ăsta este un local japonez. Udon, da, parcă mi-e dor de udon. Dar în același timp, parcă aș încerca ceva nou. Stați că mai avem, încă n-am terminat. Și asta sună bine. Spicy beef. Porție mare la 22. Arată bine, nu? Și aici avem tot noodles, dar avem vermicelli. Noodles și aia subțiri și semi-transparenți. Așa, mie îmi plac mult. Ție-ți plac? Și ție-ți plac? $11.99, $11.50. Am ajuns în partea cu bubble tea și desert. A, uite, ar mai fi aici ceva. Thailandez, da. Da, și Thai sună bine, că Thai nu mănânc foarte des. Până la urmă mi-am luat caserola cu vită la $12, care nu e chiar atât de mică, dar a venit și cu orez, orez simplu, aici. Și poftă bună, Ifi și-a luat cu miel, că ea e cu mielul. Mulțumesc! Mi-a adus Ifi ceai. Cât a fost? $3.50. Trebuie să-ți dau banii pe el.
Punem și asta la calcul, un ceai tailandez, un ceai thai, dar o culoare dubioasă și o textură foarte cremoasă. O să încercăm, sper să fie bun, m-am lăsat pe mâna ei. Got my heart upon my sleeve. Can I hide the way I feel when you're next to me, girl? Got the kick in every move, and I fought just like a fool for you, for you. Wish I knew just what it was, but why should I make a fuss just stay next to me, girl? Și am ajuns la mall și ce credeți, aici avem și un magazin Daiso și spunea Ify că ai prețurile afișate atât în ieni cât și în dolari. Și întrebarea mea e, oare poți să plătești în ieni? Mă gândesc că dacă ai prețul afișat în ieni, înseamnă că ai putea. Teoretic, nu? Uite, o chestie de întrebat. Am auzit de Old Navy. E un brand american. Da. Ok. Descoperim branduri noi. Ah, un vendomat cu gene false și cred că aici jos avem chiloți. Par a fi chiloți, nu-s chiloți. Nu știu ce sunt, dar gene false la $15 direct de la vendomat și poți să plătești cu cardul. Până la urmă am zis că intrăm și la Marshalls, dar cred că e închis. Nu cred că mai intrăm la niciun Marshalls. Voiam să intrăm la Marshalls pentru că e un outlet și Ify mi-a zis că au și jucării și au și tot felul de branduri la super prețuri, dar se pare că e închis. N-avem noroc astăzi. Burlington ce au acolo? Tot asta, deși Unicul e închis. Și Unicul e închis, da. Au program scurt? Până la 8, uite. De la 10 până la 8. Și la Burlington ce avem? E la fel, la tot un outlet? Ce au jucării? Că mă uit de jucării pentru Mira, am o listă. Cred că au, nu m-am uitat. Ok. Hai să ne uităm după jucării. Dar uite ce de genți. Ia asta să ne uităm un pic și la genți și la prețuri și la tot. Dăm așa o tură. Au genți de la Michael Kors. Avem așa la $150. Dar foarte, foarte multe. Oare au și coach? Rucsac de la Tommy Hilfiger la $35. Asta e un coș simpatic. $15. Asta este la $18. La fel nu știu brandul. Miel and Blush. N-am auzit de el. Da, și mie. Mie îmi place ghiozdanul ăsta. Cât e? $50. De la card. Dar nu prea sunt eu cu galbenul. Și în colțul ăsta avem multe plicuri și portofele. O geantă de la Calvin Klein la $60. Încălțări trebuie să caut. Cred că size 5 sunt eu. Și foarte multe haine. Răbdare să ai. Am găsit colțul meu. Vans și ăștia îmi plac la $30 și sunt mărimea mea. La fel pe albași. Ify a găsit ceva. $50 pe el și ăsta este $17. O, e super drăguț, mai au încă unul și pentru mine. Mie cred că o să-mi placă mai mult M, că e un pic oversized. Mai e un preț zi, foarte bun. E foarte drăguț și verde, mie îmi place verdele. Îl am la fel pe albași, îmi dat $50. Și de unde l-ai luat cu $50? De la Marshall. Să aș uite aici, $17. Și îmi place foarte mult. Da, e fain. Balerin de la Michael Kors, $50. Rochițe pentru copii. Ia să vedem. Asta e pentru un copil mai mic. Două piese. Asta e mărimea Mirei. Și costă $17. Două piese. Îmi place vestuța asta. Mie îmi place și asta, dar Mirei nu o să-i placă această combinație. O știu eu pe ea. Rochița asta e drăguță de petreceri, de serbări. Și costă $20. Și asta la fel, $20. La copii sunt foarte amestecate. Nu le-ai puse pe mărimi și e destul de greu să găsești ceva.
gata și aici, am luat o păpușă pentru Mira cu $15 și păpușa asta aș fi luat-o din țară cu 250 de lei. Și acum mergem la Target. Într-un final ajungem și la supermarket. Am luat un coș și ne punem pe căutat. Produse pentru Paște, ciocolățele, jucării, snack-uri, toate astea sunt pentru Paște. Oh, că tot ziceam eu că nu știu de unde o să-mi iau cărți. Uite că au aici o selecție foarte mare și pentru copii și pentru adulți. Cartea asta e pe lista mea, Things We Never Got Over, și e $15. O avem pe aceasta, scrisă de Colin Hoover, Finding Perfect, la $12. Pe aceasta am citit-o și mi-a plăcut foarte mult. Aici este $14.39. Am citit-o și stați că n-am văzut. Ca un sticker de 20%. Mexican Goat? Unde e? Că asta e cartea pe care o avem de citit la Room 551. Ia să vedem. Să vedem, dar nu vedem. Cred că e sold out, Mexican Goat. Că pe asta voiam să-mi o iau. Au aici un raion cu BookTok, adică sunt cărți populare pe TikTok. Toate cărțile Colin Hoover, dar pe acestea le-am citit. Asta e ultima pe care am citit-o și nu mi-a plăcut. E singura care nu mi-a plăcut de la Colin Hoover. Asta se numără printre favoritele mele, Verity și Regretting You. Mi-a plăcut mult, toate mi-au plăcut, în afară de Maybe Someday. Ups, îi fi zice Danger Zone, da, jucării. Mi-a pus Mira pe listă Rainbow High și trebuie să găsesc Rainbow High, n-am ce să fac. Oricum, jucările de aici sunt mult mai ieftine decât în România. Avem secțiunea Baby LOL și pe aici pe undeva ar trebui să avem și Rainbow High. Pe asta nu știu. Sunshine Makeover. Am găsit și Monster High la $25. Wow, cât e de drăguță! Dar noi nu ne uităm la Monster High. Am găsit și Rainbow High. Așa, la $24. Au puține Rainbow High aici. O să mai caut. Măcar știu că pot să găsesc și aici, la acest supermarket. Un Red Bull aici e $2.59 și un Monster Energy e $2.69. Ceai la $4.49, foarte multă mâncare congelată, o pungă mare de Lay's la $4.69 și ai și un sos pentru chipsuri la $5.49. Popcorn, tot așa, dita ai punga la $4.29, dar toate pungile sunt mari. Haribo la $2.19, Kit Kat la $5.29, o pungă de mini Twix la $7.99. Dăm așa o tură și ne uităm în mare la toate produsele, mai ales la produsele pe care le avem și noi acasă. 12 sticle de bere la $12. Am ajuns la bomboane, biscuiți, crackers, hai să vedem, caju, $7.39. Mirei vor plăcea astea. Cookies cu animăluțe. Oreo, un pachet mare la $4.39. Asta o să-i placă lui Taiga. Mini pachete de Pringles cu 3 arome la $12. Adică $11.19, să fiu mai exactă. Sau avem așa la $7.99. Și sunt multe, 12 păhărele de-astea cu chipsuri. 6 sticle de Pepsi la jumate la $4.89. Sau avem așa Schweppes, tot 6 sticle, tot la $4.99. De fapt e un pic mai mult decât Pepsi-ul și nu prea găsești să cumperi la bucată, trebuie să iei așa un pachet mare. Cel puțin din ce am observat eu în ultimele zile. Și ai multe oferte de genul cumperi 2-3 pachete la un preț mai bun. O sticlă mare de cola la 2 litri la $2.49. Sau 10 mini doze la $7.49. Dacă o să cumperi 20 de mini doze, le iei la $11.
și ar veni undeva la $5.50 pe pachet. O pâine la $3.59 sau așa la $3.89, $3.39, chifle la $2.99, 8 chifle. Foarte multă mâncare semi-preparată. Ifi spune că americanii preferă să cumpere ceva de genul. Și am găsit și iaurt, avem așa o cutie mare la $6.59, 12 Activia la $9.29. Avem la bucată la $1.99. Și am găsit și carnea, avem așa carne de porc la $15.31, o variantă mai mare la $24.05. Nu mă întrebați cât cântărește, pentru că nu avem în grame și nu știu să convertesc. Carne tocată, avem mai multe opțiuni și scrie că avem doar 20% grăsime sau varianta asta cu 15% grăsime. Cele de aici sunt la $10.89, iar cele de aici sunt la $18.79. Ah, gata pentru burgeri la $4.19. Ceva salam, un mix de salam și prosciutto la $5.99. Au până și supe, tot așa la $5.99. Cookies, 12 bucăți, $7.29. 12 ouă la $5.39. Astea sunt mai multe și mai ieftine, la $3.49. Murături la $3.99. O pungă de lămâi la $5.39. Sau o pungă așa de mere organice, tot la $5.99. 25 de cenți o banană, 3,29 roșioarele astea sau 1,99 roșiile astea mari, două bucăți, două roșii. Avocado, o pungă la 3,29 sau 1 dolar bucata. Un pachet de 24 de hârtie igienică la 21,99 de cenți. Wow, ai terminat? Da. Și am mai cheltuit la Target $6 și ăsta este totalul meu de astăzi, dar hai să-l împărțim în două. Avem atât pentru mâncare și băuturi, absolut tot pe ziua de astăzi și atât pe suveniruri și alte lucruri opționale care au fost așa să le zicem un moft. Și acum aștept să-mi spuneți cum vi s-au părut prețurile de aici, vi se par mari? Vi se par mai mici decât în țara în care voi locuiți acum? Lăsați-mi un comentariu și continuăm discuția acolo. V-am pupat, noi ne revedem data viitoare cu un nou vlog. Bineînțeles, apăsați acolo pe butonul de like dacă vreți mai multe vloguri în stilul celui de astăzi. Pa!